Salut! Bine am revenit, ca să zic așa. Am revenit cu o ciorbă pe gustul meu și al vostru, sper, rădăuțeană. E o ciorbă de la mama ei. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Dar, când veneam și eu încoace spre locuința de vară, mă sunie mașina, ies, trecere de pieton, trec de trecere de pieton și nu știu cum, cu gândul la ce ingrediente îmi sunt necesare, mergeam la market să mai cumpăr, ce nu reușesc să-mi procur de aici, de la țară, și mă oprește. Să trăiți, poliția! Trag frumos pe dreapta. Domnul Toma, știți ce ați făcut? N-am făcut nimic, să trăiți cu un cura ca lacrima. Ba da, ați făcut ceva. Ce am făcut? Ce am făcut? Păi ia vedeți că ați cam depășit viteza legală în localitate. Hai, domnule, mă lași. Da, domnule, ați depășit-o. Avem aparatul radar. Vă arătăm poza. Scrie negru pe alb. Bun. Zic, nu-i nevoie, vă cred pe cuvânt. Nu încerc să mă înțeleg cu dumneavoastră că mă băgați la alte... Da, astea, luați de aici. Buletin, permis, talon și atât, că cash n-am. Pleacă omul, se întoarce, bineînțeles, stau o mașină frumos, mâinile pe bord sau la ceapă, gura închisă, aștept să vină. Vine cu procesul verbal la mine și îmi zâmbește. Ce, domnul bucătar de weekend, astăzi avem doar un avertisment, că aveți doar 68 de kilometri la oră în localitate, aveați restricție de 50, 18 treacă de la mine, că mă uit pe canalul dumneavoastră. Dea Dumnezeu sănătate, încă o dată. Poliția Română e cu noi, mă bucur să aud că am astfel de abonați. Am luat doar avertisment. Și acum să trecem la ciorba noastră rădăuțeană. Șeful, dacă la întoarcere mai ne găsim, să știți că acum consum un pasul 1, că nu-mi dă voie auditoriu, fără, dar garantez că nu mă sui la volan, o să conducă soția mea. Pasul 1, ca de obicei, țuică. Când spun țuică, spun prună. Pasul 1, bucătar de weekend. Doamne, simte așa. Simți cum se duce. Un efect. Plăcere. Simți cum se duce. Și după mai multe simți cum se întoarce. Și ajunge aici. Urmă, mai... Revenind. Pentru cea mai bună ciorbă rădăuțeană pe care ați mâncat-o, bineînțeles, la Rădăuți. Și aici, în Prahova, la Ploiești, avem nevoie de următoarele ingrediente. Am dat fuga în gospodăria lui vecinul. Am omorât doi cocoșei. De aici, de curte, se vede după culoare, se vede după o spârlit, pălat, aranjat. Cam multe, multe pentru vasul meu, dar știți bine că la mine masa totdeauna este plină. Deci, vă trebuie o carne de pasăre. Nu e obligatoriu, nu puteți să o obțineți din curtea vecinului cu bani. Nu vă gândiți la alte variante. Mergeți la market, cumpărați un puișor. Pe lângă, aveți nevoie de vreo 400 de mililitri de smântână, 4 ouă, mai ne trebuie 2 morcovi, o rădăcină de pătrunjel, țelină, un ardei capia, o ceapă, 5-6 căței de usturoi. Bineînțeles, folosim busuioc, folosim dafin, piper boabe și măcinat, sare groasă pun eu, oțet. De asemenea, când am smântână, nu mă lasă papilele gustative să nu arunc și tarhon. O ciorbă de cu smântână, o ciorbă cu afumătură, trecem în altă, fără puțin tarhon, nu merge, din punctul meu de vedere. Și să trecem la treabă. Prin urmare, facem reaprovizionarea, dar îl lăsăm în așteptare că trebuie să iasă și ciorba. Și, pentru început, am să pun carnea la fiert. Avem și un piept frumos. Dar ăsta o să-l spar, că e prea mare pentru oala noastră. Dar ce carne frumoasă, ce os! Nu suportă comparație cu astea din oraș. Așa, suficientă carne. Mai avem de încă o supă aici, căpățânile. Asta, una o pun, că nu mă lasă, nu mă lasă cocoșelul să nu-l pună frumos. Așa, și să avem o ciorbă extraordinară. Și acum pregătim legumele pe care le punem tot acum, odată cu carnea. Dar cum le pregătim? Ardeiul. Păi îl mai facem odată așa. Și asta e tot. Ardeiul. Intră la zeamă, la fier. Ceapa. De cât o crestez, atât. Și încă o dată, ca să iasă tot sucul și a intrat la fier. Țelina. Nu pot să o las, că totuși e cam mare. O fac în patru. Și am pus-o la fier. Așa, ca să iasă mai bine savoarea și a intrat la fiert. Un morcov rămâne așa.
și încă unul. De fapt, jumătate, că e cam mult. Așa. Lăsăm să fiarbă bine. Înainte de a fierbe, știți că îți va ridica spumea și eu vă spun la fiecare ciorbă. O ciorbă limpede, clară, înseamnă o spumare bine făcută. Prin urmare, lăsăm să ajungă la spumare, spumăm și pe urmă lăsăm să fiarbă până când pică carnea după os. Până atunci, bineînțeles, pasul 1. V-am spus că pentru o ciorbă limpede cel mai important e spumantul. Spumatul, adică, nu spumantul, spumatul de a aduna spuma. Ajungem la nivelul ăsta acum. Spuma trebuie adunată foarte bine pentru a avea o ciorbă limpede, clară. Avem un pepene dulce gustoasă. În sfârșit anul ăsta am nimerit și eu un pepene dulce, foarte dulce, bun, extraordinar. E rece de la frigider, mi-am înghețat din ții. Pasul 1. Pepene, suică. Haideți să vedem ce mai face cocoșul nostru, care deja fierbe de 45 de minute. Am început să scot o parte din legume, că deja sunt mult prea fierte. Și carnea este aproape gata. O mai lăsăm 10-20 de minute maxim, după care scoatem și carnea. Legumele mă apuc să le scot. Asta pentru că este un agregat, un cocoș de țară. Dacă era unul de oraș, după timpul ăsta de fierbere, deja era praf. Și atunci scot legumele, pentru că se vor face prea tare, și mai las încă 15-20 de minute carnea să fiarbă. Ciorbica noastră este în procesul tehnologic de înființare, de facere. Carnea a ajuns la punctul de fierbere maxim, adică te lea pică după oase. Prin urmare, ne apucăm, mai luăm un tocător, că mai avem pe aici, așa, luăm un vas și vom scoate carnea. Legumele ați văzut că le-am scos puțin mai devreme, acum vreo 20 de minute, pentru că deja erau mult prea fierte. Și acum vom scoate carnea din supă. Am scos carnea bine fiartă, am lăsat-o puțin să răcorească, ca să pot să o scot după oase, sper să-mi iasă. Ia uitați cum ies oasele. Cum ies oasele după carne, ăsta e pieptul. Și scoatem oasele și punem carnea separat. Fâșii, deci nu prea mici, dar nu le lăsăm nici întregi, încă arde. Așa, și tot la fel până când alegem toată carnea după oase. Oasele merg la grivei, carnea merge în oala cu zeamă. Aveți grijă că scotând atâta carne și oase, a rămas spațiu destul în oală, așa că puteți completa cu apă fiartă, obligatoriu apă fiartă. Și tot acum a venit rândul să punem și de gust. Știți că n-am pus sare, acum punem și sare, punem și puțin piper, să vedem în ce trebuie să-i mai adăugăm. Am finalizat. Buricile la degete nu le mai simt, că nu s-a răcit suficient de tare carnea și m-am ambiționat să o dau jos după oase. A picat ea singură, așa că trebuie să... Ah, ce bine e așa, doamne! Bun, și acum... Spuneam că la final dăm gustul, desăvârșim ciorbița noastră. Prin urmare, acum punem carnea. V-am spus că scoțând carnea, scoțând oasele, legumele a scăzut. Prin urmare, am adăugat apă fiartă. Acum am pus carnea și tot acum începem procesul de a-i da. De a-o desăvârși, de a-i da gust. Punem sare. Atât, pentru că acum, într-un bol, 4 ouășoare, cu totul, vedeți că unii spun, domnule, doar gălbenușul, nu, domnule, puneți-le așa, cu totul, 4 ouă. Le batem bine. Adăugăm smântâna, smântână, cum v-am spus, din surse sănătoase, de aici, din gospodăria vecinilor. Și amestecăm bine cu smântână. Tot acum, un secret, punem și oțet, cam jumătate, așa, două linguri, să zic, bune, de oțet, pentru că o să ne ajute să nu se brânzească în momentul în care punem smântâna peste ciorbă. Deci amestecăm foarte bine. Când ouăle au fost bine înglobate de smântână. Deci ne interesează ca zeama, fiertura, ciorba pe care o vom pune peste smântână, să ajungă să echilibrăm temperaturile, astfel încât în momentul în care o punem înapoi să nu fie diferență de temperatură, să brânzească. Și acum mutăm zeamă, doar zeamă, fără carne, din oală,
în vasul nostru cu smântână, ouă și puțin oțet. Dar o punem treptat și amestecăm energic în același timp. Și încă o dată, important e să avem în ambele vase aceeași temperatură. S-au amestecat foarte bine și acum facem procesul invers. Ce în vas vom pune în oală, dar la fel amestecând energic. Bun. Peste. Urmează. Un praf de busuioc, am spus că gustul îl dau la final, adică acum. Busuioc. Piper proaspăt râșnit. Și cum vă spuneam, până nu pun o gură de tarhon nu mă simt bine. Și un praf de tarhon. Le amestecăm. Usturoiul pe care l-am pregătit, îl dăm prin presă. Nu am una profesională, așa că mă folosesc de una din asta de amatori. Punem usturoiul. Nu am vrut să-l pun înainte, nu am vrut să se fiarbă încât să-și piardă toate calitățile. O lăsăm încă 5 minute aici, după care o gustăm. Am văzut și am trecut pe câteva bucătării profesionale, unde bucătarul se duce și ia o lingură. O oală care fierbe, bagă lingura, ia gustă, aruncă lingura, bineînțeles, că nu o mai bagă iar în oală. Și spune mai trebuie, oare ce la zeama respectivă. Am încercat și eu. În momentul în care am băgat lingura în oală care fierbe și am pus pe limbă, mi-a luat foc limba. Trebuie să pun lapte dulce, trebuie să pun să treacă. Dom'le, frige într-un har, eu, papilele gustative se închid, nu mai îmi dau seama dacă îi mai trebuie sare, piper sau alte condimente. Pentru că, probabil, iau antrenament. Eu nu sunt bucătar profesionist, nu sunt nici măcar bucătar, o fac din plăcere. Prin urmare, nu pot să gust așa cum gustă ei un produs. Și mă antrenez. Iau pasul unul înainte. Și fac un felul următor. Pe o farfurie întinsă, unde suprafața de expunere este mare, pun zeam. Doar zeam. Și am pus atât. Acum, zeam se va răci foarte repede, fiind pun plană. Și atunci pot să gust și eu o ciorbă caldă și să-mi dau seama dacă e cazul să mai pun ceva condimente peste. Haideți să vedem. Îi mai trebuie sare. Ci că sare reține apa, un garin, schiește o cotel, dar sarea, știți cum e sarea în bucate, dacă îi lipsește foarte bună, îi mai trebuie un praf de sare. Deci am mai adăugat sare, am lăsat-o 3-4 minute. Haideți să vedem ce am făcut. Oțet suficient, sare suficientă, tarhonul simt, busuiocul simt, smântână, exact ce trebuie să fie, rădăuțeană. Și la final, simt pe buze gustul de usturoi. Asta înseamnă să-l pui la final, nu înainte. Deci ciorbica e gata, încă suntem la pasul 1, același pasul 1, prună, stoarsă, proaspăt, direct în pom. Ultimul a fost astăzi. Ultimul pas 1 de țuică. Și trecem la rădăuțeana noastră. Din păcate în grădiniță n-am mai găsit decât așa ceva. Oricum nu o să fiu capabil să-l duc la maxim pentru că usură într-un hal. Și o ciorbică rădăuțeană, ia uitați, cărniță, desfăcută după os. Morcovior. Cimbrișor. Da, și bineînțeles, tarhon. Și cum spuneam și spun întotdeauna, ce-i mai plăcut decât să iei masa cu prietenii. Cu finii în speța astăzi.